Asculți Secretele Transformării la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Secretele Transformării la Radio Terra Nova. Eu sunt Nina Ștefan, sunt autor și trainer în evoluție personală, iar alături de mine o am pe Ana Maria Diaconu, terapeut holistic. Ea este invitata mea de astăzi, cu care vom discuta despre somatizarea emoțiilor. Bine ai revenit, Ana Maria! Bine te-am regăsit, Nina, și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, noi am mai avut o întâlnire în care am discutat despre arborele genealogic și a fost un subiect tare fain. Astăzi vreau să abordăm această temă despre somatizarea emoțiilor. Ce înseamnă somatizare, în primul rând? Că aș vrea ca ascultătorii noștri să înțeleagă ce fac emoțiile, de fapt, dincolo de ceea ce avem noi impresia că fac ele. Ok, emoțiile, da, le simțim, sunt frumoase sau mai puțin frumoase, plăcute, neplăcute. Mie îmi place să le împart în două categorii, și anume emoții productive și neproductive, pentru că nu e tocmai corect să le împărțim în emoții negative și pozitive, și atunci cumva mi se pare mai corect să spunem că sunt productive și neproductive în funcție de contexte. Pentru că uneori o emoție aparent negativă poate să fie de fapt de ajutor în anumită situație. Și acum revin la întrebare, să ne explici înainte de toate ce înseamnă așa, cuvinte puține și simple să înțeleagă toată lumea, ce este somatizarea? Cuvântul somatizare înseamnă, de fapt, o apariție a unei anumite boli fizice care are nevoie de o explicație emoțională pe lângă cea fizică. Așadar, emoțiile și gândurile noastre sunt în continuă interacțiune cu corpul nostru. Și somatizarea este un răspuns la conflictele interne și tragediile sau tragediile externe. Ok. Bun. Știu că dacă noi nu înțelegem anumite contexte din viața noastră, nu le dăm importanță. Cumva, de asta și îmi place mie să am subiecte așa mai profunde, aș putea spune, și mai de ajutor în viața noastră de zi cu zi, pentru că și cu clienții mei, fie în cabinet, în sesiunile 1-1 de coaching sau pe parte de cursuri, am sesizat această nevoie de claritate asupra emoțiilor. Și cumva de asta am ales astăzi să vorbim despre somatizarea emoțiilor și mi s-a părut că tu ești persoana potrivită să aduci lumină în zona de somatizare, pentru că tu ești, aș putea spune, expert în zona de recall healing și nu numai. Tot ce înseamnă emoții și efectul emoțiilor și cum să le prelucrăm. Conflictele biologice, exact. Uh-huh. Și da, uite, apropo de conflict, spune-mi, te rog, care este diferența dintre conflict emoțional și conflict biologic? Conflictul emoțional se referă la acea stare psihologică caracterizată prin emoții opuse sau conflictuale trăite de persoană și este de domeniul gândurilor, sentimentelor și stărilor mentale. Conflictele emoționale sunt și experiențe subiective care implică lupta interioară a emoțiilor, dorințelor sau credințelor la nivel conștient. Termenii conflict emoțional și conflict psihologic pot fi considerați similar la nivel conceptual, pentru că ambele se referă la acele lupte interne sau dileme trăite în mintea unei persoane. Cu toate acestea, există totuși o diferență de accent între cei doi termeni. În esență, conflictul emoțional este un subset al conflictului psihologic, aspectele emoționale fiind o componentă centrală a luptei interne generale. În timp ce termenii pot avea unele diferențe semantice, ei se referă în general la fenomene similare de conflicte interne din psihicul fiecărui individ. Important de reținut, Nina, că un conflict emoțional nu poate declanșa o boală dacă nu îndeplinește condițiile care să îl transforme în conflict biologic. Așa, adică, da. Cumva corpul trebuie să creeze spațiu necesar pentru asta sau cum? Eu am traducerile mele, subtitrările mele, și să știi că am început să mă analizez foarte mult în ultimii ani, de când am descoperit și eu magia dezvoltării personale, și de fiecare dată când simt ceva repetat, observ dacă și în corpul meu apare o reacție sau nu.
Minunat. Și îmi explic, sau dacă mă apucă din senin o durere în gât, de exemplu acum am o durere în gât și am conștientizat de unde vine, ce mi-a creat acest disconfort în gât, știu că au fost acolo niște lucruri nespuse sau poate spuse într-un fel mai dur, da, întotdeauna am cumva această atenție către ceea ce simt în corpul fizic și mi-o traduc și emoțional. Acum, bineînțeles, mai sunt și contexte în care anumite neplăceri pe care le simțim în corp sau anumite afecțiuni, boli, nu sunt neapărat create din zona emoțională. Dacă, de exemplu, nu știu, pățesc o chestie care ține strict de factori externe, atunci nu pot să mă mai duc în zona emoțională. Acolo, probabil, este doar o lecție de învățat, corect? Putem să numim accidente acele chestii care... Uh-huh. Da, care și-alea au un scop, mă gândesc. Aș spune că da, din perspectiva mea, da, au un scop. Și aș putea traduce ceea ce îmi spuneai tu, adineaur, ca și forma prin care, de fapt, corpul îți vorbește. Da? Și fiecare dintre noi, corpul vorbește pe limbajul lui. Drept urmare, revenind la diferența dintre conflict emoțional și biologic, am ajuns acum să vorbesc despre acest conflict biologic care se referă la o stare de dezechilibru în cadrul proceselor fiziologice ale unui organism. Și acest conflict biologic apare atunci când supraviețuirea individului este în pericol și aduce corpul în reacție de luptă sau fugă. Amenințarea poate fi reală, gen dai nas în nas cu ursul, sau imaginară. Atunci când imaginația este imaginară, conflictul biologic este un conflict emoțional ce îndeplinește următoarele caracteristici. Este dramatic la toate nivelele, psihic, creier, organ, declanșând în corp răspuns la stres, adică luptă sau fugă. Este neașteptat, te prinde pe picior greșit. Este trăit în solitudine, persoana nu își poate împărtăși suferința sau emoțiile trăite în spate. Conflictul biologic născut dintr-un conflict emoțional și nu dintr-o amenințare reală are caracteristica luptei interioare. Emoția este mai mare și mai puternică decât orice raționament. Super! Cumva, uite, vezi, aceste clarificări ne ajută foarte mult să înțelegem. Fie corpul emoțional, fie corpul biologic, aș putea spune că noi suntem așa într-un corp fizic, dar bineînțeles că noi nu avem doar un corp, da? Avem corpul mental, corpul energetic, corpul spiritual, biologic, emoțional și așa mai departe. Sunt vreo 7. Da. Din câte știu acum, nu știu, poate știi tu mai multe sau știi mai multe. Fiind și eu pământean, da, ca tine, tot 7 știu. Da, acum nu le-am menționat pe toate, dar nu despre asta este astăzi. Le-am menționat, să zic așa, pe cele principale. Și dacă tot astăzi este despre somatizare și dacă tot am eu această durere în gât, exact, da, despre care nu o să vorbim neapărat de unde vine și nu o să intrăm neapărat într-o zonă de terapie, dar am menționat asta că poate nu întâmplător, eu astăzi am această provocare, fix când am această temă de discutat în emisiune. Așa cum spuneam, eu mi-am tradus-o deja, știu de unde vine și am lucrat pe ea în așa fel încât să o eliberez și să se vindece de la sine și e ok, funcționează, însă aș vrea să mă ajut cumva acum să ne uităm așa poate la fiecare parte a corpului să vedem emoțiile, unde se așează între ghilimele, da? Dacă, de exemplu, simțim o anumită emoție, ce organ poate să fie afectat sau hai să le luăm așa pe bucățele, cred că ne-ar fi foarte util, pentru că, uite, eu mai primesc întrebarea asta. Auzi, dacă mă doare capul, ce înseamnă? Sau știi, uite, mă doare genunchiul stâng, aoleu, dar știi, mă doare spatele. Și eu mă întreb, dar care zona spatelui, că știi, contează și care zonă, că fiecare zonă în parte spune ceva. Sau mă doare, nu știu, încheietura de la mâna dreaptă. Și da, fiecare durere în parte exprimă ceva, transmite ceva. Acum o să te rog pe tine să mă ajuți să deslușim acest mister, să vedem puțin... ce vrea să spună fiecare emoție și în ce zonă se duce și se așează și cum ne afectează, cum se întâmplă această somatizare. Hai să o luăm de sus în jos, așa, sau nu știu, cum vrei tu. Da, o lăsăm să curgă. Înainte să încep să vorbesc despre părțile astea ale corpului, aș vrea să mă adaug totuși că doar atunci când persoana trăiește un conflict biologic, doar atunci se declanșează un program biologic special de supraviețuire, aducând cu sine modificări și simptome catalogate ca boală sau disfuncție sau tulburare. Deci e foarte important să luăm în considerare că acest conflict biologic, ca să
fie numit biologic, da, are nevoie să îndeplinească minim cele trei condiții pe care le-am descris mai sus. Și aici cumva este vorba și despre a simți repetat pe o perioadă lungă o anumită emoție sau un anumit disconfort. Picătura chinezească, da, putem să luăm în considerare și un eveniment care se repetă constant, exact cum spuneam, ca și picătura chinezească, zi după zi, o situație stresantă sau pe care persoana respectivă o trăiește. Că până la solitudine. Urmă, până la urmă, ceva ce se întâmplă odată, nu e ca și cum o să somatizeze, că azi m-am supărat, că am ratat un episod din filmul meu preferat. Eu îmi trece și merg mai departe și când am timp mă duc și văd episodul. Dar dacă în fiecare zi, repet, fără să vreau, o emoție, da, cum spuneai tu, se repetă o situație care mie îmi creează o anumită emoție, pe termen lung ea va prinde viață, cum spun eu. Da, da, are somatizarea în corp. Da. Da, exact. Eu, de exemplu, am avut un episod cu furia. Furie excesivă pe care nu știam să o exprim și s-a manifestat, bineînțeles, la nivel de ficat, fiere, da, ca să zic pe românește, colicistul, așa, și la nivel de gât, pentru că era ceva ce păstram acolo la interior și nu verbalizam și pentru ani la rând am avut probleme cu gâtul. Și apropo de durerea mea de gât de astăzi, eu nu am mai avut probleme cu gâtul de foarte mulți ani, iar acum știu ce am blocat acolo, fără să doresc, asta a fost un context în care am blocat ceva acolo și conștient acum înțeleg și cum să eliberez acele blocaje sau ce să fac și cum să fac să îmi fie bine. Minunat, mă bucur să aud asta. Că n-avem cum să le evităm, vorba aia, pe toate, știi cum e, oricât de maestri și de experți am fi, nu e ca și cum noi nu mai avem vreo durere sau nicio neplăcere, niciun context în care să suferim sau să ne deranjeze ceva. Absolut. Suntem oameni. Absolut, și biologia noastră răspunde dincolo de ceea ce mintea noastră își dorește. Și vorbind din nou despre biologie, cum spuneam, biologia noastră înregistrează absolut totul, întregul context al șocului, în acest caz o să vorbesc, și de fapt face o poză, un stop cadru. Și această poză cuprinde inventarul tuturor senzațiilor înregistrate de diferitele organe de simț. În biologie, așa cum bine știți, sunt 5 simțuri. Da? Sonor, tactil, olfactiv, gustativ și așa mai departe. În biologie, aceste 5 simțuri, la aceste 5 simțuri se mai adaugă și înregistrarea pe care, să-mi găsesc cuvântul potrivit, pe care emoția momentului, de fapt, o înregistrează. Și nu e suficient să ne amintim detaliile superficiale ca să resimțim acel șoc. Și acum, hai să dau un exemplu. O să vreau să menționez exemplu dat de mentorul meu atunci când făceam recall. Facem următorul test și să ne răspundem la următoarele întrebări. De exemplu, luăm în caseta sonoră auz ce s-a înregistrat. În caseta video văz ce s-a înregistrat, mă refer la momentul șocului. În caseta tactilă, atingere, ce anume s-a înregistrat. În caseta olfactivă, mirosul, ce s-a înregistrat. În caseta gustativă, că tot spuneai de gât, gust, ce s-a înregistrat. În caseta gând, ce anume am înregistrat? Și în caseta emoție, iarăși, ce am înregistrat? Aceste întrebări sunt esențiale atunci când începem să sesizăm, da, că avem în corp anumite situații, dureri sau primim un diagnostic. Știi cum a fost ce ai spus tu acum, ca la cutia neagră la avion? Știi? Hai să vedem ce a rămas, da, exact, acolo. E foarte mi-a bună meta. În minte. Da. Și chiar mi-a adus aminte de un film pe care l-am văzut cu un accident în care au fost doi supraviețuitori în vârf de munte și care au reușit să scape de acolo până la urmă. Foarte interesant a fost și mi-a venit în minte fix exemplul ăsta cu o cutie neagră a unui avion. Da. Unde, da, sunt înregistrate anumite informații până într-un anumit punct. Îmi place, da, metafora care ai folosit-o și imaginează-ți că uneori o casetă înregistrează mai mult sau mai intens și ce au înregistrat, da, devine martorul principal al șocului, restul casetelor depozitând mărturii secundare. Și o să vreau să continu tot pe acel exemplu pe care îl spuneam că mentorul meu l-a furnizat la momentul respectiv. De exemplu, hai să vorbim puțin despre alergii, că tot e un sezon care vine cu tot felul de pișcături, de țânțari și așa mai departe. Și ce aud în jurul meu mai des în ultima perioadă este, wow, copilul este pișcat de țânțari sau pe mine mă pișcă și uite ce mi apare pe piele. Și hai să luăm
Un exemplu. Să presupunem că împreună cu partenerul meu fac o plimbare într-un parc și eu stau în dreapta lui, merg braț la braț, el mă ține de brațul stâng. Și în preajma acelei plimbări în parc este și un lac. Da, și pe lac sunt niște rațe care oferă un concert zgomotos. Să presupunem că fumez, deși eu nu fac asta, și după ce termin de fumat, aleg să folosesc o bomboană de mentă ca să mă împrospătez respirația. Și așa, mergând agale la braț, ne intersectăm cu o femeie care plimbă doi câini în lesă. Și gazonul este proaspăt tuns și degajă un miros puternic și revigorant. Prin acest exemplu, v-am adus la suprafață cele cinci sensuri, ca să vedeți cât de fantastic poate creierul și biologia noastră să ne arate. Și să le perceapă, într-adevăr, când vorbim despre ele, sunt acele detalii VACOG, aș putea să le spun în limbaj nelepist. Exact. Eu venind din zona de programare neurolingvistică mai mult și eu, atunci când lucrez pe partea asta de spart blocaje, cum îmi place mie să le spun, și vindecare emoțională, eu fac prin tehnici NLP, pentru că și acolo sunt niște instrumente fantastice care ajută foarte mult la a dezactiva anumite programe mentale și la a vindeca anumite răni emoționale. Și e fantastic ce poate să facă programarea neurolingvistică. Eu tot timpul am spus-o și o să o spun, mie mi-a schimbat viața complet. Așa este, fiecare instrument vine cu ajutorul de care avem nevoie. Să revenim la șoc. Spuneam, tocmai v-am descris scena și acum să vedem cu povestea acestui șoc. Să presupunem că partenerul îmi vine și îmi comunică că nu mai vrea să locuim împreună și vrea să se mute din apartamentul în care locuim. Pentru mine este neașteptat, șocant, mă ia prin surprindere, mă simt neputincioasă, simt furie, că tot ai numit furia, disperare, panică și nu înțeleg. Senzația este că întreg universul se clatină și dintr-o dată viața mea se împarte înainte de acest moment și după acest moment. Deci acesta este momentul șocului. Și acum, ok, trec o lună, trec două, trec trei și după despărțire și merg la o petrecere, da? Și ce să vezi, la acea petrecere mi-apare o reacție alergică pe pielea brațului strâng. Pentru că am ascultat și am dansat pe o melodie care se numea Dansul Rațelor. Îți aduce aminte ce spuneam, că sunt pe lac în momentul în care, dinaintea șocului emoțional, dinaintea acelei vești, rațe. Alte luni mai târziu mi-apare o reacție alergică vizuală, da, când băiețelul meu mi-arată un desen pe care l-a făcut la școală și în acel desen a desenat un cățel. Îți mai amintești că înaintea șocului povesteam cum am întâlnit o doamnă care plimba doi căței? Da. Și să presupunem că hotărăsc să-mi schimb pasta de dinți și introduc o pastă care conține mentă. Oare cu ce crezi tu că o să conecteze corpul acea pastă care are gust de mentă? Wow, ce tare, atât de departe se poate duce. Atât de departe, da, și mie mi-apare reacția alergică pe brațul stâng când folosesc această pastă de dinți cu gust de mentă. De fiecare dată când nasul meu detectează polen, de exemplu, iarba de la gazon despre care povesteam că era proaspăt tunsă, am o reacție alergică olfactivă. Deci poate să fie o explicație pusă, bineînțeles, într-o povestioară, să poată să fie mai pe înțelesul tuturor, cum putem să ajungem într-un fel sau altul să simțim anumite lucruri în funcție de anumite momente, cheie, de factor, da. Da, și să ne poziționăm noi emoțional, așa cum spuneai tu, înainte și după eveniment. Da. Știi, viața dinainte și viața de după trauma respectivă și cumva de atunci să începem să ne confruntăm cu diverse somatizări. Exact. Și pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, va trebui să ne încadrăm undeva la, nu știu, 3-4 minute să dăm câteva exemple concrete de emoții care, așa cum spuneam eu mai devreme, se așează undeva. Eu o numesc metaforic această așezare, da? De exemplu, furia, în ce direcție se duce acum, dacă tot cam lămurit cu alergiile și cum se creează, aș vrea să mă duc un pic mai profund și să mai iau câteva informații faine de la tine. Și să-mi spui, de exemplu, uite, dacă eu simt foarte des furie, ce se întâmplă, unde se așează furia și ce mi-afectează? Da, furia are de-a face și cu bila.
Și că la mine a făcut ravagii acolo, da. Da, și a fost o furie neexprimată. Și neexprimată asta a fost în și general, mai, da. Și trăită în solitudine, cu siguranță, pentru că altfel n-ai fi avut acel disconfort despre care ai mai vorbit. Furia, de fapt, este și, de fapt, singura emoție care are nevoie de ajutor să fie scoasă din corp este furia. Nu este suficient să conștientizăm conflictul, este necesar să facem o activitate fizică prin care să scoatem din corp furia. Și aici am învățat după, da. Un sac de box sau alte, exact, alte elemente, să zic, da, așa. Știi, să știi că chiar am practicat acea terapie de scos emoții care erau stocate, blocate în corp, în minte, în suflet, și le-am eliberat cu anumite tehnici. Într-adevăr, așa este. Minunat. Dacă mergem și vorbim, de exemplu, că tot ai numit gâtul, uite, putem să ne gândim foarte simplu care este rolul gâtului, da? Acela de a înghiți îmbucătura. Îmbucătura poate să fie metaforică sau poate să fie reală. Gen, mănânc ceva, în momentul în care eu mănânc o bucată de pâine și mama vine și țipă la mine și se tot repetă chestia asta zi după zi, ok, pot să am probleme cu gâtul. Sau ce anume emoțional nu am putut să înghit dintr-o situație, dintr-o ceartă, dintr-o nealiniere, să zic așa, dorințelor mele interne cu realitatea din exterior. Ghiși ce mi-a ridicat la fileu acum, foarte, ce-mi place, mi-e foarte fain cum în aceste emisiuni, pentru că am experți invitați pe diverse nișe în dezvoltare personală, mi se mai trezește mie câte o amintire și mi-am adus aminte, la 11 ani am fost găzduită de o familie undeva la Constanța, era pentru prima dată când eu am mers la mare. Și am stat trei familii într-un apartament, deci era puțină înghesuială, se mânca la grămadă, așa a fost contextul, așa a fost situația, atât s-a putut atunci. Eu eram fericită că am reușit să ajung la mare pentru prima dată. Și am conștientizat, bineînțeles, chestia asta mai de mult, dar acum o părtășesc. Dar pentru că ai ridicat-o la fileu, am simțit să o spun, cu siguranță e de ajutor și pentru cei care ne ascultă. Mi-am dat seama la un moment dat că eu mănânc, atunci când iau din farfurie, mănânc mai întâi bucățelele mici. Tot ce este mai puțin vizibil, ca să zic așa, primiturile aș putea spune. Eu începeam cu ce era mai mic și mai puțin, ce atrăgea mai puțin atenția. De unde venea chestia asta? De la faptul că una din doamnele cu care eram noi în acea vacanță, una dintre mămici, în momentul în care a văzut că eu vreau să gust ceva dintr-o farfurie, pusă pe masă, nu ne așezase rămâncă la masă, dar urma. Și am vrut doar să gust și când am pus mâna pe, nici nu mai știu ce era în farfuria respectivă, mi-a dat Itai palma peste mână să nu cumva să îndrăznesc să mănânc înainte să se așeze toți copiii. Eu având 11 ani, normal că am luat-o personal, normal că m-am supărat și de atunci eu întotdeauna până, mă rog, întotdeauna, până când mi-am vindecat eu traumele, frustrările și rănile emoționale, am mâncat doar chestiile mici și mai subtil, așa, și de multe ori mi-a fost jenă să cer, de multe ori am rămas cu pofta și uite ce se poate crea. Bine, asta e un pic, da, tot emoțional e până la urmă, că mi-a creat frustrare în momentul ăla. Este emoțional și mulțumesc că ai făcut împărtășirea asta, însă uite, poți să oferi și un context biologic, asta ce ai povestit tu este experiența ta emoțională. Și dacă poți să-l dai într-un minut, ar fi minunat. Da, minunat, exact. Final. Și contextul biologic poate să fie, uite, poți să iei în considerare dacă cineva înaintea ta în neam s-a înnecat în timp ce mânca. Poate că a luat o bucată de mâncare mai mare decât capacitatea de a înghiți, da, la un copil, sau dacă a fost o tragedie, ne-am referit la mâncare. Atunci aici devine mai îndesăpat acolo. Da, aici devine pentru creier, da, pentru creierul biologic un mecanism de apărare. Dacă ceva ce a mâncat era mult prea mare decât putea copilul să înghită, urmașul va avea foarte mare grijă la mânca. Înțeles, deci mai era ceva mai acolo. Ar putea fi biologic, nu știu, eu am spus doar o altă perspectivă, nu știu dacă neapărat vorbim despre tine. Tu ai oferit contextul emoțional. Da, și a fost dus al meu, că eu mai dau exemple personale. Draga mea, din păcate am ajuns la final. Oamenii care au nevoie. Da, exact, știu că ar mai fi fost multe emoții pe care puteam să le scoatem la suprafață. Asta înseamnă că mai trebuie să ne întâlnim o dată și să mai discutăm și despre alte emoții și ce fac ele pe termen lung, da, să vorbim despre efectele lor. Îți mulțumesc tare mult că ai venit pentru a doua oară într-o altă emisiune aici alături de mine
Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne auzim și vinerea viitoare, tot la Radio Terra Nova, în emisiunea Secretele Transformării. Mulțumesc, Ana Maria, și dragilor, vă dorim weekend cu bucurie.